care are loc injecția intervenției minții în materia creierului. Lumea procesului 2 este lumea automatelor în care include și creierul, lumea obișnuită. Lumea procesului, există și un proces 4, nu mai apare acolo, care e bucla de fibră. Lumea în care apare răspunsul, se naște răspunsul la întrebarea pusă prin... Deci ce se desprinde de aici? Că pentru a putea pătrunde la un moment dat într-un domeniu, într-un spațiu semantic nou, trebuie să-ți faci niște instrumente ca să ajungi să... și trebuie să le cunoști, o scriere pentru asta. Dacă ești numai legat de percepții senzoriale, nivelul este prea jos. Și atunci poți să explici niște lucruri de nivelul 1-0. Dacă vrei să mergi mai sus, să vezi profunzimile respectiv, să înțelegi, de fapt, nivelul respectiv, trebuie să ridici la altă scară. La altă scară lucrezi cu alte simboluri, cu alte probleme, ai alte mod de abordare. Și asta, din păcate, nu se înțelege, lumea se duce, cum spun, mai degrabă la planul utilitarist, pentru că este imediat vizibil în rezultate și tangibil și pentru marea masă, într-o democrație, contează, pentru că trebuie să fiu eu conducătorul să mă înțeleagă masa, nu contează că o duce prost, dar trebuie să mă înțeleagă. Și atunci, automat, mă duc către ceea ce masa poate să vadă, dar nu pun problema că poate dacă aș face o școală altfel formată, pot să ridic masa la altă vedere. Deci, nu știu, și eu cred că tocmai ideea de sistem, în principiu, prin însă și noțiunea de sistem, care are prin definiție ca rol să păstreze finalitatea constantă în raport de fluctuațiile intrărilor, mă face să fac orice modificare posibilă, numai să rămână constantă ideea, finalitatea. Ceea ce nu dau seama de ce, dar cam asta se întâmplă. Și atunci, automat, noi luptăm mai degrabă să modelăm niște legi, mici articole, ca să ținem pe loc ceva care trebuie să evolueze natural, pentru că este un sistem viu, nu e un organism viu, este organismul social, nu este, cum să spun, o schemă cu niște căsuțe care le mișcă frumos în niște legi băgate în niște paragrafe. Și atunci, de aici încolo, treptat sistemul ăsta va deveni din ce în ce mai caduc, că nu poate să, nu că dau ce fericire, nu poate să fie sustenabil, că nu mai corelează părți componente din arhitectura necesară, deci trebuie schimbată arhitectura și ca să palpăm arhitecturi posibile, trebuie să facem un pic de exerciții pe care l-a determinat în foarte multe variante și care cred eu că e doar un început de materializare mai în concret a unor istorii anterioare care au ceva vechime. De ani lucrează la asta de cel puțin 30 de ani. Deci nu poți să obții sau să pretinzi ca imediat într-un contact cu acest volum de informații, că vă spuneam, numai enciclopedia complexității este la Springer Verlag 11 volume cu 10.000 de pagini. Deci numai enciclopedia, care este esența, care a trebuit cumva, acolo e văd istorie, toți terminii și lucrările principale care au omologat terminii în original, adică este o lucrare totuși Springer Verlag de mare nivel și costă 6.000, da, costă 6.000 de euro. Deci este poate cea mai scumpă carte care am văzut-o, 6.000 de euro, care este sinteza complexității. Pentru fel sau altul, ea este o resursă, așa cum e resursa petrolului. Petrolul e o resursă importantă, cine a știut să o especuleze, a fost mare perioada tehnică tangibilă. Acum, cine înțelege resursa aia și face metodologia de explorare în tangibil și în uman a acestei resurse, numite informații de tipul complexității, din punctul meu de vedere, va avea valoare în etapa următoare, la fel ca și petrolul. Deci schimbăm resursa ca valoare din cărbune în periodul petrol, din ce în ce mai non-tangibil. Mai cu legile Universului, legile profunde a Universului, nu cu barbaria asta de a tăia copacii pentru a obține produse sau a scoate materia când am început să înțelegem geneza materiei, nu numai transformarea materiei existente. Deci, numai dacă ar exista această posibilitate, ar merita puțină cercetare și investiție. Dar dacă tu conservi profitul și plăcerea de a trăi, cum zicea Georges Roegen, și nu faci saltul la bucuria de a trăi, ce ai cum? N-ai de ce? N-ai obiective. Și dacă consideri inversat obiectivul cu mijlocul cu obiectivul, cu mijlocul cu scopul sau cu obiectivul, s-a terminat. Și dacă se confundă viziunea cu obiective, pe viziunea e în afara planului de acțiune care face obiective, generează obiective. Nu, ce legătură viziunea cu obiectivele? Nici o legătură nu are viziunea cu obiectivele. Dar noi ne-am obișnuit că trebuie repede pus și ce urmărește. Din discutăm care sunt obiectivele și vrea să vadă cum se implementează și care sunt rezultatele pe termen 1, 2, 3, care e problema. Nu ai cum să o evaluezi. Și atunci, automat, nu se finanțează astea. Deci trebuie să fim inovativi și inventivi și creativi să ne găsim surse de finanțare.
Și o provocare pentru societate, dacă vrea să existe sau să devină cu anumit nivel de valoare. În orice caz, Andy, ce să zic decât că mulțumim mult pentru toate materialele respective. Sunt deja o parte pe care le-am făcut.